Despărțirea de Bianca Drăgușa nu a fost premeditată. De când se gândea Gabi Bădeleu să o rupă cu blondina? Vestea că Bianca și Gabi Bădeleu nu mai formează un cuplu a șocat pe toată lumea, mai ales că blondina afirma că e liniștită și își dorește o familie fericită. Însă, se pare că această decizie nu a fost luată de pe o zi pe alta, ci a fost premeditată. Care a fost momentul în care Gabi Bădeleu și-a dat seama că nu mai vrea să fie împreună cu Bianca? Zilele trecute atât Gabi Bădeleu, cât și Bianca au uimit cu declarațiile pe care le-au făcut. Vedeta susținea că e fericită și vrea să aibă o viață echilibrată, să devină mamă în curând și totul să meargă de la sine. Iar fiul ex-ministrului economiei afirma că între el și Bianca nu mai există nicio relație. În timp ce făcea aceste dezvăluiri, Gabi Bădeleu a susținut că a fost o decizie luată de comun acord și că are doar cuvinte de laudă la adresa, deja, fostei iubite. Însă, se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Potrivit unor surse, s-ar părea că despărțirea a fost premeditată încă de săptămâna trecută. Când cei doi au avut o discuție ceva mai aprinsă. Iar pentru că lucrurile se întâmplă foarte repede în cazul lor, nu e de mirare că, deja, Gabi Bădeleu a fost surprins în compania altei domnișoare, vecina Laura. Cu siguranță acest aspect nu o va face prea fericită pe Bianca Drăgușanu. Gabi Bădeleu, declarații despre despărțirea de Bianca. Fiul ex-ministrului economiei a surprins pe toată lumea, ieri, când a afirmat că între el și Bianca Drăgușanu nu mai există nicio relație. Cu toate că a fost destul de vehement când a spus lucrurile acestea. Gabi Bădeleu a lăsat să se înțeleagă că cea care a fost iubita lui preț de câteva luni, are tot respectul lui. Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental. Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei. Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei. Referitor la nuntă, nu s-a pus niciodată problema. Nu ne-am făcut planuri niciodată de nuntă, a declarat Gabi Bădeleu la Antena Stars.